Fiscul Sibian sărbătorește un an de când s-a mutat în casă nouă. Cu această ocazie, Direcția Generală a Finanțelor Publice a organizat o zi a porților deschise. Sibienii au avut ocazia să viziteze toate birourile și să asiste la diferite programe artistice. La un an de la mutarea în nou sediu, ne-am gândit să organizăm ziua porților deschise, să privim contribuabilii, cetățenii, toți cei care doresc să viziteze noua clădire a fiscului, cu expoziție de pictură, cu sculptură, cu prezentare de carte. Câteva sute de oameni au trecut pragul Direcției de Finanțe. Avem un sistem de informare foarte bine pus la punct, zic, un sistem de sonorizare, un sistem de anunțare, avem săli de conferințe. Deci în urmă cu 6 ani când am venit aici, tocmai că mă deranjau cozile. Și acum, din păcate, cu cetățean, cu contribuabil, nu se ne mai vedem așa de des. Este la îndemână sistemul online. Vizitatorii au putut completa chestionare în care au răspuns la 10 întrebări despre calitatea serviciilor oferite de fiscul Sibian. Rezultatele acestor chestionare vor fi făcute publice săptămâna viitoare.